Bun găsit, doamnelor, domnilor, o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de paginile noastre de socializare, Facebook, Instagram, TikTok. Ne găsiți la Hunedoara 1 TV. Vă așteptăm să ne urmăriți și în acest mod atât de actual, iată, al zilelor noastre. Parcă această extensie a noastră, telefonul, ne ajută de cele mai multe ori să fim și noi și invitații noștri mai aproape de dumneavoastră. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Nicolae Timiș, candidat al Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al orașului Hațeg. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Timiș. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Să sperăm că astăzi vom aduce în atenția hațeganilor, în primul rând, cât mai multe informații și, de ce nu, și viziunea pe care o aveți dumneavoastră, având în vedere că, totuși, primăria, administrația nu vă este deloc străină. Cunoașteți foarte bine tot ceea ce ține de administrația publică, iar în acest an unul extrem de dificil atât pentru politicieni cât și pentru cei care sunt în administrație, dar și pentru electorat, de ce nu? Este un an destul de complicat. Și au fost foarte multe provocări. Iată, ne aflăm acum în fața unei campanii electorale, pentru că, după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile europarlamentare și locale. Și s-a discutat foarte mult și a curs foarte multă cerneală, așa, și în presa județeană, în presa centrală, despre această comasare a alegerilor. Unii au fost total nemulțumiți de această decizie, alții s-au bucurat că cele două runde de alegeri vor fi comasate. Cum se vede de la Hațeg, domnule Timiș, această comasare a alegerilor locale pentru Parlamentul European? Ultimul lucru care l-ați spus, că s-au bucurat, cred că sunt foarte puțini care s-au bucurat. Și eu mă întreb, pămăria sa poporul, căruia îi cerem votul de fiecare dată, indiferent de alegeri, că sunt locale, parlamentare, prezidențiale sau de altă natură, l-a întrebat cineva: domnule, vreți alegeri comasate în data de? Ar fi trebuit întrebat și electoratul? Păi eu cred că era, nu important, primordial să întrebi electoratul. Adică, nu, vrei să... Dar credeți că pe oamenii îi interesează dacă alegerile acestea sunt sau nu comasate? Dacă în 9 iunie, iată, merg la vot pentru a alege eurodeputații și primari, consilieri locali, președinte de Consiliul Județean și consilieri județeni? Firește că electoratul este mai inteligent decât cred unii. Normal că îi interesează, pentru că sunt conștient că în spatele comasărilor și tuturor lucrurilor astea pe repede înainte este ceva în spate. Că nu vezi, doamne, guvernanții de dragul electoratului s-au gândit peste noapte să facă alegerile comasate. Astea vin în urma unor, decizii în spatele, în guvernanților, adică departe de ochiul cetățeanului, unde s-au făcut niște calcule. Din calculele astea este clar că cine câștigă sunt cei care au gândit alegerile comasate. Și care credeți că este strategia? Că poate unii dintre cei care ne urmăresc nu înțeleg de fapt care sunt aceste înțelegeri și strategii pe care le au cei aflați la guvernare sau cei care au luat această decizie de a comasa alegerile. Un lucru simplu. La vremuri noi, tot noi. Adică să ne perpetuăm la guvernare cât mai mult. Deci este simplu pentru ce? De a rămâne la guvernare, de a avea prefect, de a avea primar, de a avea consilii județene, de a avea europarlamentar și așa mai departe. Și de ce credeți că nu i-ar fi avut și în continuare dacă nu ar fi recurs la această modalitate? Păi să vă spun un lucru normal și de drept, dacă se desfășurau alegerile la timpul lor, electoratul și nu numai electoratul, partidele aveau timp să se pregătească. I-a luat pe nepregătite.
Păi pentru se știa că în 2024 vor fi haideți, alegeri. Contează 2-3-4 luni în plus? Sigur că contează enorm. Eu nu cred că mai este o situație undeva în Europa unde să coabiteze două consilii locale și județene, doi primari, 4 luni de zile. Deci este o aberație. Un primar ales cu un primar în funcție, un consiliu în funcție cu un consiliu ales. Păi gândiți-vă dumneavoastră, cel care nu va mai fi, ia hotărâri. Cel care este, așteaptă să intre. Deci, după mine, este o aberație. Deci, încă așa ceva nu s-a întâmplat. Păi, normal. Deci, uitați-vă dumneavoastră, partidele care sunt la putere, deja au pus afișe peste tot. Știu ce să facă. Ei s-au pregătit din timp. Ei știau exact. Pe celelalte partide le-au luat pe nepregătite. Dar deci, spune o vorbă românească că porcul nu se îngrașă în ajun. La fel e și aici. Nu cei este. Care au vrut să fie pregătiți s-au pregătit. Nu este vorba despre așa ceva. Politica nu se face pe repede înainte. Politica se face la termen. Că de aia s-au stabilit niște termeni. Mai mult decât atâta. Sigur că o selecție de candidați, iarăși pe repede înainte, se face greu. Normal că ai gândit o strategie, normal că ți-ai gândit unii oameni. Sigur că te-ai pregătit, dar te-ai pregătit pentru perioada din septembrie. Deci nu te-ai pregătit pentru asta, mai aveai încă de anumite lucruri de pus la punct. Ei și le-au pus toate, ei au știut clar ce vor. Și atunci ne întrebăm, oare cetățeanul știe că cei care sunt la putere și care vor să rămână la putere, tot ce au făcut până acum, fac pe banii cetățenilor. Adică? Toate afișele alea pe care le vedeți pentru partidele care sunt la guvernare și au apărut așa, din toate sunt făcute pe banii cetățeanului. Cum adică pe banul cetățeanului? Pentru, de unde sunt să vă spun, bani? Pentru că partidele de la putere au niște subvenții și au niște subvenții consistente. Ce înseamnă asta, de fapt? Niște bani să belferească, cu alte cuvinte așa românesc, să trăiască bine partidele, din bugetul statului. Bugetul statului știm clar și toți de unde vine. Din buzunarul fiecărui cetățean și din buzunarul fiecărei firme din România. Și merge la partidul X sau Y și se regăsește pe urmă pe stradă banii care vin de la guvern, pe stradă pe afișele sau pe panourile publicitare sau pe banerele publicitare și așa mai departe. Credeți dumneavoastră că dacă nu erau pregătiți, banerele astea apăreau peste noapte? Dacă n-aveau stabilit deja candidații, apăreau candidații peste noapte? Păi de aceea nu se dorește nici două tururi de alegeri. Pentru că este... Pentru locale vă referiți? Sau? Firește că pentru locale. Deci au fost ani buni în care alegerile au fost din două tururi. De ce? Primarul este mai legitimat să fie ales în două tururi decât într-un singur tur. Pentru că de ce? Într-un singur tur se întâlnesc niște aberații. Ajunge un primar cu 15-20% sau cu 30%, ceea ce este incorrect. 70% din cetățeni sunt nemulțumiți, da? Dar dacă nu s-au prezentat la vot, asta este. Deci vreau să vă spun că alegerile din două tururi sunt extrem de importante, dar nu le dorește nimeni. Guvernanții vor să-i pasă. Cine au cei mai mulți primari, președinți de consilii județene? Cei care sunt azi la putere. Din start, cel care este primar, președinte de consiliu, pleacă cu un avantaj, da? Ei, în două tururi, lucrurile s-ar schimba radical. N-ar pleacă în primul tur și intră în turul 2 cu un avantaj, dar în turul 2 s-ar putea să piardă foarte mulți. Cred că ați prins și dumneavoastră, nu? Eu, acest mod, da, de eu am avut marele privilegiu, să zic așa, ambele mandate ale mele să fie din două tururi și atunci am putut să am un vot masiv în care mă făcea mult mai reprezentativ și am avut, pot să spun cu sinceritate și fără, am avut peste 60% de fiecare dată. Prezența la vot era una mai ridicată față de ceea ce se întâmplă în ultimii ani? Pentru că interesul oamenilor, a tinerilor sau o parte dintre tineri, nu este atât de ridicat atunci când vine vorba despre alegeri, indiferent despre care vorbim. În general, în
cu câțiva ani în urmă, interesul era mult mai mare. Lumea ieșea la vot mult mai mult pentru că îi interesa cine îi reprezintă. Îi interesa cine conduce primăria 4 ani de zile. Din păcate, interesul ăsta în timp s-a estompat. De ce credeți? Păi unii au plecat și lucră pe dincolo. Unii văd că indiferent că se duc, nu se duc la vot, iasă tot cine trebuie. Mă înțelegeți? Și atunci a zis, ori cu noi, ori fără noi, deși greșesc enorm, să știți, ori cu noi, ori fără noi, tot iasă cine trebuie. Nu, cetățeanul trebuie să înțeleagă că fiecare vot este extrem de important și că de fapt, degeaba ești nemulțumit pe urmă de cine a ieșit dacă nu te-ai dus să te manifesti. Și du-te, indiferent că ploaie, că ninge, că fulgeră, că e duminică, că sigur, alegerile se fac duminica, te duci și durează foarte puțin să votezi. Și atunci poți să știi, da, domnule, și să-ți asumi, dacă lucrurile merg bine, l-am votat și eu pe primarul ăsta care ne reprezintă și ne bucurăm că orașul arată bine, lucrurile merg bine. Sau, dacă se întâmplă și contrariu, da, domnule, l-am pus pe omul ăsta și am greșit. Da, a doua oară, probabil nu vom mai greși. Ei, în condițiile în care nu te duci, absenteismul este mare, sunt niște probleme. Dar vreau să vă spun că în general, după câte știu eu, sau cel puțin cum am văzut la noi, la alegerile locale a fost totdeauna o prezență mult, mult mai mare. Da, pentru că oamenii până la urmă vor să vadă omul, sunt mult mai apropiați de primar față de un europarlamentar, de un parlamentar, și probabil că la prezidențiale acolo interesul să fie puțin mai ridicat comparativ cu celelalte două de care aminteam mai devreme. La prezidențiale și la parlamentare. La locale. Da. La locale se mai întâmplă și alte lucruri. Vedeți, fiecare candidat are un anumit interes, de aceea este și prezența mai mare. Are alt interes față de proiectele pentru oameni, domnule Timiș? Câteodată da, câteodată sunt, ca să mă exprim așa, mobilizați de cei care candidează. Mobilizați și mă rog, du-te, te rog frumos la vot, mi-ești prieten, mi-ești rudă, mi-ești cunoștință, du-te la vot și votează-mă, știți cum e. Și atunci, cu cât sunt candidați mai mulți, cu atâta mobilizarea este mai mare. Dar v-am spus de unde mai vine și mobilizarea asta câteodată. Din interesul fiecărui candidat de a mobiliza cât mai mulți oameni și a merge la vot. Sigur că din păcate, ca peste tot, apar și alte interese. Care ar fi acelea, păi, domnule? Pecuniare, știți că unii se mai întâmplă, nu numai, și s-a întâmplat din totdeauna de când e politica. Din păcate, o spun și o spun cu sinceritate, unii se duc pentru că primesc câte ceva de la un anumit candidat. Adică, și dumneavoastră sunteți candidat. Păi eu nu-mi permit să fac asemenea lucruri, dar sunt tot felul de candidați care își permit fiecare anumite lucruri. Nu pot eu să-i monitorizez sau nu este ce treaba mea. Să veniți cu dovezi. Nu, dar nu este treaba mea. Așa. Nu eu lucru în zona asta. Sunt alții care trebuie să monitorizeze și să aibă grijă ca alegerile să fie curate și fără influențe și fără ceea ce am spus eu mai înainte. Pentru că se poartă la modă, nu-i vorba de brichete sau pixuri sau tricouri sau nu știu ce. Știți din totdeauna și vă aduceți aminte că mulți politicieni erau filmați cu plasa, o știți de anumite culori, că se ducea din casă în casă, din poartă în poartă. A mai fost o perioadă și a găleților și a alimentelor. Să nu credeți că ele au dispărut. S-au mai mascat puțin. Așa părea că această poveste s-a încheiat, a fost îngropată undeva în trecut și nu, din păcate, se oprește.
să fer mai mult, adică nu-i mai chiar așa la vedere, știți? Adică este mai prin spate. Dar cum spuneați, în acest sens există autorități care pot lua măsuri și pot sancționa pe cei care fac acest lucru. Vedeți-vă de treabă, pentru că este greu. Ei poate ar trebui să-și facă. Nu, în sensul ăsta că este greu să îi monitorizezi și să îi vezi pe cei care fac, pentru că sunt diferite mijloace, care sunt greu de controlat, mă înțelegeți? Pentru că totdeauna să știți că la toate alegerile există o zonă gri în care se întâmplă lucruri care nu se văd. De ce se recurge la astfel de gesturi? Din ce cauză? Nu sunt siguri pe ei că ar putea să câștige? Nu sunt siguri că proiectele pe care vin și le propun pentru comunitate poate nu sunt chiar realizabile și atunci vin pentru că în perioada aceasta știm cu toții de fiecare dată înaintea alegerilor suntem așa asaltați cu o mulțime de promisiuni, o mulțime de proiecte, de viziuni pentru dezvoltarea comunităților pe care își doresc să le reprezinte. Păi haideți să vă spun. Și din păcate, după 30 de ani de la Revoluție, încă o parte din electorat în zona naivității. De ce spun acest lucru? Și îl spun în deplină cunoștință de cauză, pentru că am proprietatea la ceea ce spun. Naivitate pentru că cred în anumite lucruri care niciodată nu se vor întâmpla. E dreptul fiecăruia să creadă și să viseze până la urmă că da, totuși dar în comunitatea lor se poate schimba după ceva. După 34 de ani ar trebui să reducem cât mai mult să fim naivi. Adică să înțelegem și să fim realiști. De ce? Pentru că dacă ai fost odată și n-ai dovedit a doua oră, vin iarăși cu promisiuni multe, încerc să câștig, dar n-am dovedit prima dată. Și atunci, ca electorat, cum pot să mai cred în cineva care n-a dovedit? Sau au fost care au dovedit, dar din cauza intoxicărilor care sunt în campanie electorală, că știți că ele există, n-ai votat pe unul care a dovedit, da? În această situație, cei care ne urmăresc vor spune că poate și dumneavoastră ați fost, pentru că ați fost primar, ați dovedit? Simțiți că ați dovedit că ați făcut ceea ce ați promis oamenilor, domnule Timiș? Să vă spun un lucru. Eu nu mai eram astăzi aici și nu mai candidam dacă nu dovedeam și dacă numai eu credeam că am făcut și nu și cetățeanul, nu mai veneam. Pentru că dacă te-ai dus într-o anumită zonă și n-ai făcut nimic, la un anumit moment trebuie să-ți faci o analiză și să vezi, bă, am făcut sau n-am făcut, să te compari cu cei care au venit după tine. Și dacă vezi că cei care au venit după tine au făcut mai mult, atunci trebuie să spui stop joc. Și să-i lași pe aceea să... Ei, necazul este că cei care au venit n-au dovedit. Și eu o să o spun în campanie electorale și cu cifre și cu fapte, nu cu povești, că așa putem să povestim tot ca și promisiunile și să nu facem nimica. Deci vreau să vă spun că în perioada mea, infrastructura în orașul Hațeg nu s-a mișcat. A ieșit dintr-o zonă din care se părea că nu mai iese. Știți dumneavoastră bine că după Revoluție, infrastructura în orașele mici, nu numai în Hațeg, era praf, că așa s-a moștenit. Astea au fost regimurile care ne-au condus. Și din păcate, în acea perioadă nici nu ați avut la îndemână atât de multe fonduri europene. Deloc exact. Deloc. Și un oraș mic cu posibilități să vă descurcați din bugetul financiare, local, da, mici, era greu să îți rezolvi infrastructura și știți ce? Utilitățile de primă necesitate, apă, canalizare, gaz, erau prioritare drumuri. Acum mai ușor, în general, s-au investit, e ușor să întreții un drum decât să-l refaci de la zero. E ușor să mai faci un capăt de stradă încât să faci tot orașul. Păi vreau să vă spun că am avut niște investiții și cum bine ați sesizat dumneavoastră, în perioada aceea nu erau fonduri europene. Nu erau posibilitatea să le accesez. Și ne-am dus pe fonduri de preaderare. Erau ceva, dar foarte puține și nu greu. Insuficient extrem pentru... de greu de accesat.
și am reușit pe o fază pilot, pe un program Sapard din vremea aia, să reușim să atragem niște bani și am rezolvat infrastructura orașului Hațic. Ce însemna asta? Vedeți că de aici vin și anumite lucruri. Lumea s-a obișnuit să aibă apă, a uitat că n-a avut apă an la rând sau avea intermitent într anumite. Ne obișnuim repede cu binele. A uitat că n-a avut canalizare, a uitat că n-a avut stație de depurare, a uitat că n-a avut drumul, le-a uitat pe toate, că dădeai din groapă în groapă. Dar în perioada aia era o bătălie cruntă să găsești ceva bani să rezolvi probleme. Vreau să vă spun că în orașul Hațeg, în perioada aia am reușit 33 de kilometri de apă. Deci vă dați seama, este aproape în totalitate rețeaua de apă a orașului Hațeg. În acea perioadă a fost introdusă rețeaua de apă. 33 de kilometri. În zonele în care a fost reabilitată, în zonele în care n-a fost extins, au rămas anumite străzi care între timp s-au mai extins, anumite, știu eu, prelungiri de străzi în care nu s-a ajuns atunci, pentru că, v-am spus, fondurile erau limitate, erau extrem de puține. Contribuții n-aveai de unde să dai, că nu-ți dădea nicio bancă, pentru că n-aveai cum să iei bani și nu-ți permita nici legislație, era foarte greu. 28 de kilometri de canalizare. Și vreau să vă spun, o stație de depurare, pentru că lumea trebuie să știe că ai nevoie de canalizare și acum știu și au învățat și că ai nevoie de depurare pentru că ai nevoie de un mediu curat. Și copiii să trăiască într-un mediu curat și să ai apă, că ori este ora 24 noaptea, ori este dimineața, ea trebuie să funcționeze. V-am spus că lumea s-a obișnuit cu aceste lucruri. La fel v-am spus cu asfaltul. La fel cu școlile, care în școli s-au mai investit și probabil se va mai investi. În liceul Hațeg, într-o sută de ani, a fost o singură reabilitare pe care am făcut-o eu. Deci, după 100 de ani, care 100 și de ani, s-a reabilitat clădirea în mod automat, șarpantele și țigla schimbată după 100 de ani, sala de sport reabilitată, făcut un teren artificial de fotbal și de tenis, pavată toată curtea, garduri, iluminat, dar iarăși v-am spus, au trecut generații de copii și au uitat. Dar acestea erau priorități fantastice. Mai mult decât atât, era o centură începută din prin 87-88, care nimeni nu continua să rădeși trecuțără 18 ani de la Revoluție, i-a înghețat așa. De ce a înghețat? Din lipsă de fonduri, din lipsă de interes și din lipsa edililor de a găsi soluții și de a găsi fonduri pentru a continua. Ei, vreau să vă spun că și primăria nouă era un colos de beton al atât, sau un schelet, dacă vreți. Am venit în 2004 în primărie, vreau să vă spun că în 2007, vara, centura s-a finalizat, toamna, primăria s-a finalizat. Să nu creadă cineva că banii au venit din cer sau că au venit din fonduri europene sau că au venit din banii cetățenilor din orașul Hațeg. A trebuit de multe ori să stau la ministere prin București săptămâni întregi să reușesc să atrag fonduri de așa manieră încât să le finalizez. Ba mai mult decât atât, vreau să vă spun că de multe ori am fost și eu refuzat, să știți. Deci am fost refuzat că și la nivel central banii erau puțini, nu numai la nivel de oraș. Dar cei care aveau abilități și cei care știau administrație publică și cei care își doreau să facă ceva pentru orașul Hațeg, nu se dădeau ușor bătut. Adică dacă ne-a dat pe ușă, am intrat pe geam. Dacă ne-a dat pe geam, am intrat pe coș. Pentru că nu puteam să venim de acolo fără banii prin care trebuia să finalizăm aceste două investiții care, vă repet, erau de 17 ani începute și înghețate într-o anumită fază. Iarăși, sigur, lumea a uitat. A uitat că centura nu exista numai până la un anumit nivel și că tot traficul greu trecea prin oraș. Că vă dați seama că în orice oraș, când trec noaptea mașini de tonaj mare, este deranjant pentru cei care sunt în marginea. A uitat că intrau într-o primărie veche, subdimensionată și că a apărut primăria nouă.
acolo și că primăria nouă este, n-a fost făcută pentru Timiș, ca și centura, a fost făcută pentru cetățeanul orașului Hațe. Să-i crești confortul prin utilitățile pe care am avut, să-i crești confortul prin faptul că se duce într-o primărie aerisită, că se duce într-o primărie care de drept trebuie să fie la îndemâna oricărui cetățean și nu să stăie la rând. Vreau să vă spun că tot atunci am făcut anumite lucruri și anumite schimbări în administrație care, din păcate, nu mai funcționează la Hațe. În alte primării au rămas. Am făcut un birou unic, încât cetățeanul să nu se mai ducă pe la fiecare etaj și pe la fiecare birou să bată la ușă să-și rezolve problema. Practic, la acel birou mergea, își prezenta problema, corect, iar oamenii de acolo rezolvau sau poate le facilitau. Îi se prelua documentul și spunea veniți peste 2 zile sau peste 3 zile, se prelucra și tot de acolo îl ridicai. Repet, fără să umbli pe la 10 așa uși. Așa cum suntem obișnuiți de altfel. Sigur că da. Vine vorba. Doi, a apărut digitalizarea, pentru că suntem în 2024, în care prezența cetățeanului ar trebui să fie mai redusă la orice ghișeu din primărie. Și că multe lucruri ar trebui să se treacă în zona online-ului, adică să-ți obții multe hârtii de care ai nevoie să le obții mult mai ușor și am zis online. Adică digitalizarea presupune că anumite servicii cere să pot prelucra fără prezența cetățeanului acolo, fizică, și că își poate obține mult mai ușor și mult mai rapid și fără să stea și la colț și fără să întrebe de la ușă la ușă unde îi se rezolvă problema. Se întâmplă acest lucru la Hațeg? Din păcate nu. Am înghețat la un anumit nivel în care dacă te duci... Deși au fost proiecte pentru digitalizare, pentru actualizarea cumva acestui... Sunt, nu mai fost, sunt. Din păcate, ea a avansat prea încet sau s-a oprit la un anumit nivel. Sigur că da. Vedeam zilele trecute, pentru că m-am dus și eu la primărie și mă duc, sunt consilier de câte ori nevoie, vedeam cozi. Dar surpriza mea care a fost cea mai mare? Știți unde era cea mai mare coadă? Erau cozi peste tot, ba la taxe, ba la impozite, ba la urbanism. Unde? La evidența populației. Și atunci m-am pus întrebare, oare ce Dumnezeu se întâmplă? Ce să se vedeți, dă aici, nu? Să vedeți ce lucruri curioase, de aceea vă spun. A început o migrație a votanților din zonele rurale la oraș. Au început să-și transfere votanți care nu au nimic cu orașul Hațeg și care nu au niciun interes. Cine să își transfere și ce dovezi aveți în acest sens? Că poate oamenii chiar își doresc să se mute în orașul Hațeg. Hai zău! În ultima lună s-au pomenit dintr-o dată peste noapte, după de săptămâna azi, de când s-au încheiat, adică nu mai sunt 60 de zile, nu mai ai voie să-și faci domiciliu, au încetat brusc cozile. Haideți să fim serios. Deci au avut brusc interesul, a dispărut brusc interesul. Păi oare și-au rezolvat acei oameni oare problema chiar așa, și... Așa, o mulțime dintr-o dată, masiv, au venit acolo peste noapte, a visat că trebuie să se mute în orașul Hațeg și brusc n-au mai visat, s-a terminat și gata. Și-au îndeplinit visul. Haideți să nu fim așa de naivi. S-au făcut mutații pe orașul Hațeg, vizele de flotant firește, pentru că anumiți candidați au interesul să-și mărească numărul de votanți. Să voteze cu ei, că dacă eu îi fac mutația pe fină meu, pe nepotă meu, pe verișoră meu, pe nu știu ce grad de rudenie, pe prieten, cu certitudine votul ăla vine în punga mea și că nu merge în altă parte. Ceea ce după mine este o mare, mare greșeală. De ce? Ajung să voteze cetățeni care n-au nimic
comun cu orașul sau cu comuna. Că vă spun un lucru, nu s-au întâmplat numai pentru Hațeg, pentru că Hațegul deservește 12 comune. Și dintr-o comună în alta s-au mutat în funcție de interese. Deci, vă spun, este strigător la cer ce se poate întâmpla și ce se poate face pentru un vot. De aceea este nevoie ca cetățenii adevărați ai orașului Hațe, cetățenii care locuiesc acolo de ani și ani de zile, nu cei care și-au făcut mutația pentru 6 luni sau pentru un an de zile, să stabilească cine va fi primarul în următorii 4 ani. Din păcate, v-am spus, se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, ceea ce îmi spune că unii vor să păstreze cu orice preț puterea. Și este incorrect, dar vedeți dumneavoastră, guvernanții, cum au făcut alegerile pe repede înainte, cum le-au comasat tot din interese, așa au apărut și interesele acum de a face mutații pe flotanți în anumite localități. V-ați interesat, dacă tot spuneți că într-adevăr au fost foarte mulți, cam câți? Câte persoane, poate, din alte comune, din alte localități? Păi am așteptat să termine. Sigur că, vedeți dumneavoastră, avem accesul la informații publice, dar asta depinde de bunăvoința primarului sau a președintelui Consiliului. Vă gândiți să solicitați? Sigur că da. Deși vă spun din start, vor spune că nu ne vor pune la dispoziție, că n-au niciun interes să ne pună. Chiar discutam cu cineva care a ieșit de la dumneavoastră din emisiune, că scuzați-mă că am luat paharul, da, mă opresc, da, că a solicitat niște informații conform lui 544 și că n-a primit niciun răspuns. Și probabil și eu, dacă solicit, o să-l primesc după, pentru că poate sunt niște informații clasificate, pentru că nu se pun la dispoziția oricărui și să găsesc suficiente motive ca să fim refuzați. Pentru că, până la urmă, mi v-am spus, mutațiile nu sunt numai pe orașul Hațe, și pentru comunile din jur, deși pe noi ne interesează numai ce s-a întâmplat în orașul Hațe și nu ne interesează. Dar v-am spus, cred că este o surpriză neplăcută pentru toți. Pentru că nu se poate face așa ceva. Dar, din păcate, v-am spus. De asta vă și spuneam, trebuie să le oferim prezumția de nevinovăție și acelor oameni, că poate interesul dumnealor a fost unul sincer, vor să vină aici la Hațeg, să se mute în Hațeg. Vă spun că cu certitudine nu este așa. Să vă mai spun și de ce. Ca să întăresc cele spuse de mine. Ei vin aduși de anumite firme. Firmele din Hațeg au angajați din toate satele din prejur și nu numai. Patronul de la o anumită firmă este fan Timiș, dau un exemplu, sau fan Ionescu sau Popescu. Eu îi spun, bă, dragul meu, ai și tu niște angajați care pot să... Da, am 5 de acolo, 3 de acolo, 3... Ai unde-i să mult? Da, sigur, fă și tu un gest și fă-le viza de flotant pe 6 luni în orașul Hațeg, pentru că am nevoie de câteva voturi. Din păcate, ceea ce spun eu este perfect, adevărat și real. Pentru că știu că știți că totdeauna... Aveți și dovezi în acest unele sens. Lucruri să știu. Dovezile, dacă te uiți unde și-au făcut mutațiile, sunt simple. Că probabil cel care, la care și-a făcut mutația, poate sunt 2-3, n-are nici capacitatea de a-i ține pe toți cei care și-au făcut mutațiile acolo. Deci poți dovedi, dar n-are nimeni interesul. Să înțelegem că la Hațeg să ne așteptăm cumva la o campanie electorală destul de acidă? Cu siguranță, da, văzând competitorii și văzând mijloacele pe care le folosesc în precampanie, care au început de foarte puțin timp. Sunt convins că lucrurile vor merge în direcția în care a spus dumneavoastră, dar mai mult vreau să vă spun că nu la Hațeg este o excepție. Sportul ăsta a început la nivel de țară perioada asta și s-a oprit, adică nu să vă faceți impresia că numai la Hațeg și numai în zona în care acționează serviciul de
buletine sau de evidența populației s-a întâmplat acest lucru. Peste tot că, din păcate, v-am spus, doresc orice preț să fie la putere și n-ar fi nicio problemă. Până la urmă, cred că să fiecare partid își dorește, nu? Acolo țintește de a fi la putere. N-ar fi niciun lucru. Dacă ar fi făcut treabă și dacă vezi că viața ta în cei 4 ani care au trecut e mai bună, că sunt străzi mai bune, că sunt toate utilitățile, funcționează, că ai instituții mai receptive la cererile cetățeanului, da, ar fi, zici, domnule, dar când vezi că lucrurile stagnează din anumite puncte de vedere, să nu zic din toate, să nu fiu rău, când vezi că stagnează din toate punctele de vedere, atunci stai simplu și te întrebi oare de ce. Și eu vă spun cu sinceritate, la fel. Pentru că mulți, pe vremea noastră nu se permitea așa, văd că lucrurile evoluat pe repede înainte, se schimbă lumea, se schimbă pe zi ce trece. Mulți din aleșii locali au transformat primăriile în SRL-uri. Adică? Și de ce spun acest lucru? Și știți, s-au spus și la alte emisiuni, angajați, fiind nepoți, cumnați, frați, în diferite instituții care lucrează cu primăriile și așa mai departe și au angajat pe toți. Dacă poate sunt angajați pe criterii profesionale, acei oameni poate au dat un concurs. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Dacă ar fi fost pe criterii profesionale, vedeai un schimb extraordinar în fața instituției respective, pentru că dacă vin oameni pregătiți, lucrurile merg mult, mult mai bine. În momentul în care nu apare schimbare, dar angajați vin mulți, îmi spun că ceea ce spuneți dumneavoastră nu este corect. Doi, toată lumea știe și o știe foarte bine că angajările cum să fac. Nu trebuie să le spun eu, dacă vă duceți și găsiți cel puțin la noi doi pe un loc la un concurs, vă spun că aveți dreptate. Din păcate, cum e un oraș mic, să știe. Postul ăla e pentru X, postul ăla e pentru Y. Poate oamenii nu sunt interesați să lucreze în administrație. Credeți dumneavoastră? Nu știu. Păi eu vă spun, pe dacă sunt dispuși și de alte lucruri pe care iarăși nu trebuie să le spun, că iarăși din folclorul local le iau. Nu vin să spun că am dovezi, că nu sunt o instituție care trebuie să caute și să aducă dovezi. Când se spune că să dau anumite sume pentru anumite posturi. V-am spus din folclor. Clar, ca să nu mă întrebați dacă am dovezi sau nu am. Auzim, pentru că e un oraș mic și că acolo este X, acolo este Y, că ăla-i fina locutare, că ăla-i nepotul locutare. Poate funcționa sau poate ajunge o administrație publică, fie că vorbim de administrațiile locale, de primării sau de Consiliul Județean, să facă performanță cu astfel de echipe? Tocmai aici este necazul, că nu există performanță pentru că se angajează cum se angajează. Dacă ați văzut la un alt post, a fost o discuție între doi candidați din Hațeg, în care unul spunea că a angajat celălalt 40 acolo, 30 acolo, că și-a angajat sora, nepoata, cumnata și așa mai departe, la un alt post. Erau acuzații grave, pe care pe mine nu m-au bucurat, m-au întristat. Și de ce m-au întristat? Că lucrurile, după ce am plecat eu, au luat o asemenea întorsătură. Adică cei doi erau un fost cu un actual. Mă înțelegeți? Adică au ajuns să se acuze de asemenea lucruri. V-am spus, pentru mine, vă rog să mă credeți, m-a durut sufletul că lucrurile, eu știam, dar nu mi-a confirmat nimeni, dar văzând acele lucruri la acel post de radio, v-am spus că m-am întristat rău de tot, pentru că lucrurile au ajuns la un asemenea nivel. Și atunci vrem performanță, vrem o administrație eficientă. Și nu o spun numai eu, că toată lumea o știe, sau că trebuie să ai o anumită culoare ca să accesezi o anumită instituție. Păi haide să vă spun un lucru foarte, foarte simplu și de fapt la fel de dureros și supărător în același timp.
supărător, n-am cu nimeni nimic. Fiecare lume își alege partid, un se duce, un e candidat, ce face până la urma urmei este socoteala lor. Am văzut că a plecat cineva de la mine. S-a dus la o anumită culoare. Și ce vezi? După o săptămână sau două, soția persoanei respective lucrează în Harzeg. Mai face și greșeala să o pună pe Facebook, că vezi, Doamne, s-a mutat dintr-un post de nu știu unde în Harzeg. Și atunci stai și te uiți și te crucești așa. Nu, oare omul ăla pe care a fost odată... care a fost odată cu mine, păi nu poate să apară imediat. Adică m-am întrebat așa simplu, nu vorbesc eu cuvinte mari și nu-i vorba de trădare, că nu, dar m-am gândit oare ce l-a îndemnat pe omul acela să plece de lângă mine și imediat să văd schimbarea cealaltă, pentru că nu a fost niciodată deranjat cu nimic, s-o simți bine sau... Deci, e trădarea în politică un element așa la ordinea zilei? Trădarea este mult spus, adică interesul poartă fesul, toată lumea a ajuns să se vândă. Da? Ascultați-mă bine ce vă spun, să se vândă pentru un post, pentru soția lui, pentru prietenul lui, pentru copilul lui. Și să vă mai spun Timiș? Ceva, niciodată și niciodată nu o să fac lucrul. Și să vă mai spun ceva, dacă ar fi avut copii capabili sau știu eu, pregătiți sau soții sau neveste sau... Nu puteau să ajungă, indiferent cât erau de pregătiți, pentru că locurile erau destinate politic. Deci, și atunci omul a recurs la acest gest. A recurs. Pentru că poate bați la o ușă de câte ori vrei și știi ce ți se spune. Mută-te la noi și te ajutăm. Și atunci omul este dispus să facă gestul ăsta pentru a primi ce nu a reușit nicicum. Deci, din păcate, acolo s-a ajuns. Mai avem 4 minute din această emisiune. Credeți că era mai ușor în 2004, spre exemplu, să fii primar sau acum în 2024? Era mult mai greu pentru că vă spuneam la început, n-aveam la îndemână atâtea posibilități de a atrage fonduri europene. N-aveam la îndemână, putem să luăm de la orice bancă un anumit credit prin care să spui contribuția la un anumit proiect. 2. Proiectele merg, au plafoane pe fiecare axă, merg primul venit, primul servit. Adică este un plafon de 2 miliarde pe o axă, ai scris proiectul, eligibil, ai realizat punctajul, nu cum spunea cineva, eu cu echipa mea, cu echipa de cosmonauți, cu ce echipă? Pentru că ei o firmă de consultanță care scrie proiectul, care are interesul să fie eligibil pentru că banii lui se regăsesc acolo și el din asta trăiește. Scrie multe proiecte pentru multe instituții, ia mai mulți bani, se eligibile, trăiește mai bine. Asta este jobul lui pe englezește, să zicem, da? Și firește că e interesat poate mai mult ca tine să-și iei banii. Ei, nu erau acele posibilități, există acele posibilități și din păcate nu sunt maximizate. Că aici este cea mai mare supărare. Sunt bani, se pot face lucruri multe. Vedem primării care pur și simplu folosesc un termen, au explodat. De ce? Datorită primului gospodar. Dar trebuie să ai calități. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în politică. Fiecare s-o trezi peste noapte că e bun primar, deși nu știe ABC-ul administrației publice locale. Fiecare visează că dacă are o anumită pregătire într-un domeniu, este bun și în administrat. Ei, administrația fără profesionist se face prost. Și merge prost comunitatea respectivă. Din păcate, câteodată oamenii sunt orbiți în campanie electorale cu promisiuni, cu lucruri frumoase spuse că se fac și după ce se termină campania văd adevărul. Românii, hațegani în special și cei din zona noastră trebuie să stăie ca și croitorul. Domnule, pun și măsor de 3 ori, mai ales că la noi oferta în Hațeg acum este clară, să știu care-s candidat. Toți au fost. Domnule, ce a făcut ăla? Că dacă venea unul nou care nu a făcut nimic, ăla venea și putea să spună că face și mult și bine. Dar acum toți au fost. Ba primar, ba viceprimar.
poate să compare cetățeanul ce-a făcut X, ce-a făcut Timiș, ce-a făcut ălalalt. Cine ne-a reprezentat mai bine în anii? X. Haide, domnule, să-i dăm o șansă orașului Hațec să meargă mai departe. Haide să-i dăm o șansă să arate mai bine. Haide să-i dăm o șansă ca lucrurile să fie mult mai bune pentru cetățeni. Eu cred și sper și am sperat la fiecare alegeri că cetățeanul este cu 4 ani mai deștept, mai matur și că știe care este interesul mai departe de jocurile astea mărunte, un post, 2-3 pentru nepoți, cumnați, verișori și așa mai departe. Eu cred că alegerile astea, asta trebuie să dovedească maturitatea electoratului și să conștientizeze că au nevoie de oameni care sunt profesioniști în administrația publică și care îi reprezintă cel mai bine și care fac ca un oraș să înflorească, nu în ultima lună sau în ultimile 2 luni de campanie electorală, ci pe tot parcursul celor 4 ani. Și atunci vedești eficiență în administrație. Cred că de asta este nevoie, nu numai la noi, extrapolând la nivel de țară. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru dialogul pe care l-am avut și vă mai așteptăm, domnule Timiș, pentru a mai dezbate acest subiect extrem de intens în această perioadă, până în 9 iunie, când vor avea loc alegerile. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și eu! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și în această ediție. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!